Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom pregăti împreună pâine turcească la tigaie cu unt și usturoi. O rețetă în 10 minute. Și nu uita, dacă eu pot să o fac, o poți face și tu. Dacă sunteți mereu în grabă și nu aveți timp să gătiți, este posibil să fiți tentați să cumpărați mâncarea deja pregătită. Dar cumpărarea acestui tip de mâncare poate fi problematică, deoarece nu cunoaștem întotdeauna ingredientele pe care le conține. De aceea vă propunem o soluție rapidă și delicioasă. Încercați rețeta noastră de pâine turcească la tigaie cu unt și usturoi. Această pâine este o opțiune perfectă pentru cei care doresc să economisească timp și să gătească ceva delicios acasă. Rețeta noastră este foarte simplă și poate fi pregătită în doar 10 minute. Mai mult decât atât, veți avea ocazia să experimentați, să vă bucurați de tradițiile orientale prin această rețetă autentică de pâine turcească. Nu trebuie să vă faceți griji în privința cheltuielilor, pentru că rețeta noastră este nu doar delicioasă, ci și ieftină și ușor de făcut. În plus, veți putea evita gusturile artificiale și ingredientele nesănătoase prezente în mâncarea cumpărată din magazine. Vă încurajăm să încercați această rețetă de pâine la tigaie astăzi și să descoperiți cât de simplu și gustos poate fi să gătiți în propria bucătărie. Veți fi surprinși de cât de mult vă puteți bucura de această pâine turcească la tigaie cu unt și usturoi. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele: 1 kg făină, 21 g praf copt, 15 g sare, 460 g iaurt 2% grăsime, 415 ml apă, 15 g ulei, 200 g unt, 4 căței usturoi, o legătură pătrunjel. Începem această rețetă de pâine rapidă la tigaie prin a combina ingredientele solide și punem făina într-un bol. Următorul pas, dragii mei, este să punem praful de copt. Sarea. Și să mixăm bine ca să se distribuie uniform în compoziție. Acum, dragilor, combinăm ingredientele lichide și punem iaurtul în alt bol. În continuare, adăugăm apa. Și mixăm bine ca iaurtul să se dizolve foarte bine. Următorul pas este să punem ingredientele lichide peste cele solide. După care amestecăm cu o paletă până se încorporează bine. După aceasta ne apucăm de frământat. Acum adăugăm uleiul și frământăm bine. Apasă butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Și nu uita, dacă eu pot să o fac, poți face și tu. În continuare, punem aluatul pe masă și împărțim în 20 de bucăți. Următorul pas, dragii mei, este să formăm bucățile în biluțe. Punem puțină făină pe o farfurie. Punem biluțele, după care le acoperim cu folie alimentară ca să nu prindă crustă. Acum luăm fiecare biluță și o întindem la un diametru de aproximativ 11 cm. După care le acoperim cu un prosop. Acum punem o tigaie la încins, la foc mediu. Și ne apucăm de prăjit.
Următorul pas este să topim untul. Zdrobim usturoiul. Tăiem pătrunjelul și le amestecăm bine. Acum, dragilor, suntem gata să dăm pâinicile cu unt. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete.